Eu sunt specialist în vinificație de profesie, vinificator, cu experiență de mai bine de 15 ani deja. Și ideea a venit organic, cumva când activam în Noua Zeelandă vreo 3 ani în urmă. Și atunci a fost și primul proiect la care am aplicat, un proiect în cadrul GAL, după care încet, încet am început să ne dezvoltăm și am mai aplicat încă la alte două proiecte și astăzi deja suntem cu o producție de 3-4 mii de sticle în sezon, cu 1,8 hectare plantate cu soiuri autohtone și 60 de ari de Sauvignon Blanc cu vie veche de peste 40 de ani. Începând cu anul 2024, deja o să ieșim, cred, vinurile noastre și la export. Eu cred că este foarte important de a deschide afaceri la noi în țară, dat fiind faptul că orice economie trebuie să bazeze pe consumul de producție locală. Clar că sunt multe momente dificile, totuși îndemn cei care sunt interesați și pasionați în domeniul în care activează să deschide câte afaceri. Ideea mi-a venit de mult timp, nu de azi și nu de ieri, de când eram mic copil, de atunci oarecum cochetam cu croșetatul, tricotatul. Vreo 7 ani în urmă am început cu încălțăminte croșetate. La început mi-am achiziționat materialele singură, dar după aia am apelat la un proiect. Primul meu proiect a fost unul cu forța de muncă internațională. Mi-am achiziționat o mașină de tricotat și atunci mi-am diversificat gama de accesorii care o făceam. Următorul proiect a fost cel de la ODA, Femeia în Afaceri. În ziua de azi foarte binevenită promovarea pe rețele de socializare. Mare parte de acolo vin clienții. Expun lucrările la festivaluri care se organizează la noi în regiune și cer desigur la Chișinău. Încurajez femeile din Republica Moldova să aplice la proiecte. Astfel vedem dezvoltare, astfel vedem lucruri noi, astfel vedem viața aici la noi în Moldova.